Invitați care au despre ce vorbi. Eu m-am născut într-o familie numeroasă. Suntem 5 surori și un frate. Personalități din diverse domenii. Eu când am mers în clasa 1, știam să citesc și în alfabet latin și în alfabet chirilic. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că eu eram o fire tare curioasă. Un talk show cu emoții, dezvăluiri. Am avut un frate care, dintr-o anumită cauză, care nu ținea de neglijența părinților, a decedat. Noi eram copii atunci și am trecut toți printr-o traumă foarte mare. Cunoaștem viața unor oameni prin întrebări esențiale. Acum, când sunt specialist, îmi dau seama că până nu treci toate etapele respective, ale durerii, ale pierderii, nu te vindeci. Atunci eram un copil, aveam nevoie de atenție, toți aveam nevoie de atenție. Oameni care au motivații, aspirații. Pentru că sunt oameni care în anumite perioade ale vieții, în anumite perioade existențiale, pierd sensul pentru viață. Întrebări și răspunsuri cu Ala Zasmenko. Bună seara, stimați telespectatori, sunt Ala Zasmenko, începe emisiunea Întrebări și Răspunsuri. Îi voi adresa invitatului meu o serie de întrebări din viața sa personală și cea profesională. Desigur, invitatul are dreptul să refuze să răspundă. În această seară alături de mine o am pe psihologul Zinaida Gribincea. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Succese în noul tău proiect! Felicitări pentru cutezanță! Mulțumesc frumos! Sper foarte mult să vă simțiți foarte bine astăzi alături de noi în această emisiune. Da, cred că nu este o problemă. Sunteți pregătită? Da, desigur. Deci, despre dumneavoastră cunoaștem că sunteți o fire modestă și discretă în ceea ce privește viața personală. Dar azi ne-am propus ca obiectiv să dezvăluiți anumite lucruri despre perioada copilăriei, relația cu părinții și cu frații, prieteniile legate în această perioadă, despre școală și profesorii care au contribuit la formarea dumneavoastră, cât și multe alte aspecte care au legătură cu activitatea profesională. Urmează și întrebarea. Cine este Zinaida Gribincea? Așa, vreau să vă zic că deja m-ați făcut curioasă pe mine ca intervievat. Deci, eu sunt un om obișnuit. Sunt un om obișnuit, sunt mamă, sunt femeie, sunt fiica unor părinți formidabili, sunt psiholog de profesie și pedagog. M-am născut într-o localitate frumoasă din raionul Hâncești, o localitate cu oameni harnici, cu oameni frumoși. Dacă ar fi să mă refer la anumite trăsături de caracter, așa ca să fac un tablou complet, cine sunt eu, da, să mă caracterizez. Cred că, pe lângă faptul că sunt un om obișnuit, ceea ce am menționat anterior, consider că am trăsături de caracter pozitive, cât și negative. Eu sunt o persoană adultă și îmi dau seama că nu există oameni ideali. Sunt un om perseverent, sunt încăpățânată, fiind născută și în zodia Taurului, sunt optimistă de felul meu. Oamenii care mă cunosc spun că sunt o fire așa destul de energică și responsabilă atunci când am de realizat anumite sarcini. Nu știu, eu cred că cel mai bine întotdeauna suntem evaluați de oamenii cu care intrăm în interacțiune, da? Pentru că, într-un fel, ne vedem noi pe noi, în alt fel suntem văzuți, evaluați de alți oameni. În ceea ce privește suita de întrebări pe care le-ați pus la începutul emisiunii, vreau să vă zic că am avut o copilărie obișnuită. Sunt un om obișnuit cu o copilărie obișnuită care s-a desfășurat în perioada anilor 70-90, așa, într-un sat obișnuit, așa cum vă spuneam anterior, care se află cam
la 80 de kilometri, aproximativ 80 de kilometri de Chișinău, la 6 kilometri de Prut, pentru că atunci când eram mici, iată, noi credeam că acolo este un fel de Finisterre în varianta moldovenească, da? Că acolo se termină pământul. Și la 20 de kilometri de Huș. Când eram mică, știu că bunica îmi spunea că, vezi, dacă te urci undeva pe o casă care este un pic mai înaltă, vezi un alt oraș din România. Și noi tot trebuia să fim parte a acelei țări. Care este satul dumneavoastră de baștină? Satul meu se numește Mingir, raionul Hâncești. Vreau să vă zic că întotdeauna am fost curioasă referitor la istoria satului meu și am avut norocul să fiu într-un fel sau altul contemporană cu un om din satul nostru, un inginer de profesie, care în 2004, Parinise, a editat o monografie care se numește Comuna Mingir, File de Istorie, care a fost editată la editura Universul, în care el aduce în actualitate date din arhivă, date din documente oficiale, care atestă evoluția satului meu în anumite perioade de timp. Deci este ceva foarte, foarte interesant. Eu citind-o deveneam și mai mândră de originile mele, da? Pentru că am descoperit acolo că, de exemplu, în anii 2000, în secolul 20, deja în satul meu exista o infrastructură foarte dezvoltată. Ca să înțelegeți, la începutul secolului al XIX-lea, în satul meu exista o școală. Deci exista o școală și nu o să aduc acum date concrete statistice, dar era destul de populată, da? Erau foarte mulți elevi. Ulterior, iată, deci asta a fost chiar la începutul secolului al XIX-lea, dar așa când am înțeles eu cam cine sunt și ce este satul meu, da, ce reprezintă, de fapt, în perioada asta anilor 70, când m-am născut eu, 70-80, în satul meu erau deja două școli. Deci era școala din Valea, acolo unde se făceau studii până în clasa a patra, și era școala din Deal, așa ziceam noi, convențional, unde învățau elevii din clasa a cincea până în clasa a zecea, după sistemul vechi. Pentru mine era o descoperire, da? Școala, cea din Vale, cea din Deal, pentru că cea din Deal mai avea și o bibliotecă foarte bogată. Ziceam de infrastructură bogată, într-adevăr, iată, în perioada în care eu mi-am petrecut copilărie, era o casă de cultură bine amenajată, era un spital. Ce interesant că era unul din spitalele destul de performante pentru acea vreme, pentru că se deserveau în satul meu și oamenii din alte sate, din satele din jurul nostru, da? Era un spital care avea ambulatoriu, avea, de exemplu, o secție pentru boli infecțioase, serviciu de urgență, deci lucruri care o maternitate. Deci acolo ne-am văzut și eu lumina zilei. Adică sunt niște momente atât de interesante și curioase pe care le-am descoperit anume iată datorită entuziastului cercetător care se numește Iacob Lupanciuc. Dacă pot să mai adaug ceva, tot acest om a avut grijă ca să se edifice în centrul satului un monument istoric dedicat ostașilor români care au contribuit la eliberarea satului în perioada de evacuare după sau în perioada războiului, da? Când trebuiau să elibereze satul de invazia germană. Deci astea ar fi biserică, este o biserică frumoasă în sat care, de fapt, instituții de cult au existat în satul meu și până la edificarea acestei biserici, care este acum, da? Însă aceasta are o semnificație foarte
important. Deci este important pentru mine să știi că ea a fost construită în 1873, dacă nu greșesc. Și recent, când am fost la un botez, da? Am fost în acea biserică, am avut niște emoții de nedescris. Mi-am amintit de bunica mea cu care mergeam la biserică și mă uitam la bolta aceea care este pictată frumos așa în interiorul bisericii și mă gândeam câte generații de oameni a văzut acest lăcaș, oameni care au contribuit atât la edificarea acestui sat despre care vorbesc eu cu atâta mândrie și dragoste și și-au scris cumva și-au pus amprenta pe istoria localității din care provin eu. Foarte frumos. Mergem mai departe. În viața fiecărui om există persoane care ne ghidează sau chiar se străduiesc să ne paveze acel drum către succes. Și o să vă citez. Unul dintre mentori a fost bunicul meu. Într-o bună zi, când eram doar un sâmbure de om, m-a lăudat cu atâta entuziasm încât l-am crezut și am prins la curaj. Tu poți. Cam asta am auzit de la mentorii mei în diferite perioade ale vieții. Iar mie nu mi rămânea decât să-mi dezvolt abilitățile prescrise. Știți care este rolul unui mentor? Să-ți aducă aminte că ai aripi și să-ți ghideze zborul până acesta devine autonom. Urmează întrebarea. Cine sunt mentorii care au contribuit la formarea dumneavoastră? Acum chiar m-a sensibilizat foarte mult pentru că este vorba de mulți oameni care au contribuit la formarea mea. Cred că primii pe care trebuie să-i menționez sunt părinții mei. Eu m-am născut într-o familie numeroasă. Suntem 5 surori și un frate. Părinții mei sunt oameni, cei mai simpli oameni care pot locui într-o localitate rurală din Republica Moldova, da? Însă ei au contribuit la formarea mea în mod perseverent, mi-au vegheat creșterea, m-au ajutat să fiu omul care sunt în prezent. Deci ei sunt cei care primii au pus în bagajul meu ceea ce aveam eu nevoie, acele calități de care eu voi fi cândva poate destul de mândră, da? M-au învățat să fiu om în orice situație, să fiu un om corect, să fiu un om onest. Responsabilitatea tot de la ei am împrumutat-o, grija față de aproape. Trăind într-o familie atât de numeroasă, evident că am luat și niște calități care mi-au prins bine ulterior, da? Într-adevăr, de a avea grijă de cei mai mici, de a ajuta să-și fac temele și multe alte lucruri, care lucrurile acestea orice copil învață de la părinții lui, de la părinții lor. Nu ai cum. Deci primele achiziții de acolo sunt. Eu am avut noroc în privința asta. Deci de la tată, de exemplu, am învățat să citesc. Eu când am mers în clasa 1, știam să citesc și în alfabet latin și în alfabet chirilic. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că eu eram o fire tare curioasă. Foarte curioasă și înainte de a merge la școală, în vara aceea, eu tare am vrut să știu tot ce înseamnă litere și să unesc literele în cuvinte. Pentru mine asta era un scop. Aveam eu scopul ăsta. În ceea ce privește alfabetul latin, fiind poziționați pe malul, aproape de malul Prutului, da? Era difuzat postul românesc TVR. Și știu că erau zile în care se difuzau filme cu subtitrare. Și eu, fiind așa curioasă și tot timpul ne-a stâmpărat în privința asta, îl întrebam pe tata, da? Citește-mi, te rog, cuvântul, ce-i scris acolo jos? Eram activă. Când erau filmele respective, eram alături de el. Și în felul ăsta am învățat să citesc. Și clar, când m-am dus în clasa 1, în prima jumătate de an, mă cam plictiseam, pentru că, adică, era așa, cam lucruri cunoscute. Nu mă plictiseam, în schimb, la matematică, dar în ceea ce privește lectura, la fel. Ei au fost, într-adevăr, mentorii mei de primă linie.
Au fost cei care m-au ajutat să trec printr-o traumă atunci când, de exemplu, am avut un frate care, dintr-o anumită cauză, care nu ținea de neglijența părinților, a decedat. Noi eram copii atunci și am trecut toți printr-o traumă foarte mare. Și acum, dacă dau timpul înapoi, mă gândesc că dacă n-ar fi fost părinții mei atât de atenți la ceea ce, sau cum ne comportam noi după ce am suferit această pierdere, cred că era destul de complicat. În acel an despre care vorbesc eu, au lucrat niște electricieni pe linia de tensiune care trecea chiar pe strada noastră, da? Și probabil, nu mai știu, chiar am un copil atunci, au lăsat niște fire neizolate. Și iată, fratele meu a avut nenorocul să se afle în timpul nepotrivit în acel loc. Clar că asta a fost o tragedie de nedescris, pentru că s-a întâmplat exact în preajma sărbătorilor pascale și mergeam cu părinții mei atunci la cimitir și vedeam în ochii lor atâta tristețe. Eu aveam deja în jur de 11 ani, da? Și încercam, probabil și atunci psihologul din mine exista, dar eu nu-l descoperisem. Încercam să-i fac să se simtă măcar puțin mai bine, dar asta era imposibil. Acum, când sunt specialist, îmi dau seama că până nu treci toate etapele respective, ale durerii, ale pierderii, nu te vindeci. Atunci eram un copil, aveam nevoie de atenție. Toți aveau nevoie de atenție. Deci, uite, ai atins o latură sensibilă a biografiei mele. În rest, pornise discuția de la bunicul meu. Pe lângă părinții mei, care sunt deosebiți, sunt cei mai buni părinți pe care poate să-i aibă un om, am avut noroc și de bunici la fel de buni. Bunicul meu era medic veterinar și era un om destul de carismatic. Și țin minte că venisem eu într-o zi de la școală și el a purtat cu mine o discuție foarte interesantă. Apropo, ceea ce am relatat, într-adevăr, a fost în rezultatul unei discuții cu el. Și el îmi zice, bine, deja știi alfabetul, știi să aduni literele în cuvinte, tu poți orice, tu poți fi cea mai bună. Înțelegi? Și toată încrederea asta pe care mi-a acordat-o el, probabil că și-a spus cuvântul ulterior, pe parcursul studiilor, pentru că el încerca să vorbească cu mine ca și cu o persoană adultă care absolut știe tot, deși eu eram un sâmbure de om, așa cum am spus anterior. Și probabil încrederea asta care ți-o investești un adult atunci când ești copil, te ajută să crești, să înflorești, te ajută să culegi roade. El mai observa că am trăsătura asta de caracter care se numește curiozitate, interes, și probabil asta îl făcea pe el să apese puțin lucrurile, da? Să fiu mai activă. Eu țin minte că l-am întrebat odată, auzisem la televizor că pământul este rotund și îl întreb, bunicule, cum este pământul rotund? Că dacă ar fi rotund, ce s-ar întâmpla cu lumea? Și așa, eram clasa întâi, la care el îmi zice, păi uite, dacă tu nu crezi, poate știi, vezi în casă, dar el avea o bibliotecă destul de bunicic, pentru că mai avea doi copii care erau studenți și erau multe cărți în casă la el, da? Și el zice, uite, este o carte acolo cu coperta verde, te duci și găsești răspuns la întrebare. Ca să înțelegi, acolo nu era așa o frază, dar am fost nevoită să răsfăiesc toată cartea, pentru că eram curioasă, ce se întâmplă, de ce? Iată cum. Există oameni față de care manifestați gratitudine? Da, să știi că da. Față de toți oamenii care m-au ajutat în anumite momente să cred în mine, să cred în zborul meu, să nu mă las doborâtă de anumite obstacole, pentru că ulterior am înțeles că sunt foarte multe obstacole în viața asta, dar eu deja aveam format mecanismul de depășire a lor. Și iată, pentru fiecare om
am o atitudine de gratitudine și mă gândesc că orice om este un norocos dacă întâlnești în calea lui o persoană care să zică exact după absolvirea facultății că tu poți să, de exemplu, să conduci un departament într-o instituție și tu îți dai seama că ești un absolvent abia și ai nevoie de multă, multă muncă ca tu să te șlefuiești ca profesionist. Și în momentul în care cineva îți zice nu, tu trebuie să mergi înainte, tu trebuie să crezi în tine. Desigur că după asta îți rămâne doar să-i mulțumești. Sau ulterior, când am absolvit facultatea, profesoara care mi-a fost și tutore de grupă m-a invitat să fiu colegă cu ea de catedră. Deci întotdeauna am avut așa un sentiment de recunoștință pentru gestul ei, pentru că fiind adult am înțeles ulterior că tot ceea ce s-a întâmplat iată în viața mea am fost ghidată de anumiți oameni care pur și simplu m-au chiar pot să-i numesc mentor pentru că m-au sprijinit, mi-au oferit suport, m-au învățat anumite lucruri. Și eu cred că orice om trebuie să fie recunoscător pentru ceea ce ți se oferă, fără a se cere nimic în schimb. Mulțumesc frumos! Mergem mai departe. A avea un scop în viață este de o importanță vitală. Majoritatea psihologilor sunt de acord cu faptul că setarea unor obiective te pot ajuta să te dezvolți, atât intelectual cât și profesional. Iată ce ați spus dumneavoastră referitor la acest subiect. Vă citez. Nimic mai captivant decât să reușești să conferi un sens propriei existențe în această lume. Atunci când ai un scop, nu plutești în derivă. Este ca un fel de ancoră. La modul practic, avea un scop nu înseamnă neapărat că ești un mare strateg, deși nu este exclus acest fapt. Dar a avea motivație, inspirație și resursele necesare pentru a tinde spre ceva anume. Întrebarea pentru dumneavoastră este, ați reușit să înțelegeți care este misiunea dumneavoastră? Da, frumoasă întrebare. Eu consider că sunt în proces. Eu consider că mai am timp ca să fiu arhitectorul propriei mele vieți. Deci sunt în proces. Iată, referitor la acest subiect, mie tare mult îmi place o monografie a psihologului austriac Viktor Frankl, da? Care se numește În căutarea sensului vieții. Ca să detaliez, Frankl a fost unul din deținuții în lagările de concentrare naziste. A stat acolo în acel mediu, în acea frică față de ceea ce îi se putea întâmpla în orice moment, în jur de 3 ani. Dar ca rezultat el a scăpat viu, a fost fondatorul unei școli psihoterapeutice, considerat cea de-a treia școală vieneză, după Freud și Adler, care pune accent anume pe găsirea scopului în viață, da? Deci sensului, pentru că sunt oameni care în anumite perioade ale vieții, în anumite perioade existențiale, pierd sensul pentru viață, da? Și mie îmi place întotdeauna o frază pe care o găsim în această monografie, că în perioade complicate, grele, da, din viață, când simți că gata, parcă nu mai ai niciun scop, parcă totul este un vid, o goliciune, da? Mi-aduc aminte de fraza lui care a zis că mai întâi în lagările astea de concentrare au pierit sau au decedat oamenii care credeau că în curând totul se va termina. Apoi și-au pierdut viața cei care credeau că niciodată asta nu o să se termine. Și au scăpat doar cei care s-au ocupat zi de zi de treburile lor existențiale. Deci oamenii care își îndeplinesc misiunea lor zi de zi, execută acele activități care îi fac pe ei să continue să trăiască. Deci eu, reieșind din asta, consider că mai am mult de lucru.
Rolul cărților în societate nu poate fi niciodată subestimat, deoarece acestea modelează indivizii și culturile, permițând oamenilor să se dezvolte pe toate planurile. Urmează întrebarea: care este cartea sau care sunt cărțile dumneavoastră de suflet? Deci foarte multe cărți, pot considera că sunt cărți de suflet, da? Însă, dacă ar fi să mă refer la una dintre ele, cred că ar fi romanul lui Jack London, care se numește Martin Eden. Deci acest roman m-a frapat, l-am citit în perioada adolescenței, când singură eram la început de drumuri, când căutam sensul propriei mele vieți, da? Încercam să mă regăsesc pe mine și citind acest roman am constatat că atunci am constatat niște lucruri foarte curioase care peste ani mi-am dat seama că mă caracterizează câte ceva de acolo. În acest roman, Jack London, inspiratul Jack London, vorbește despre sau descrie o poveste de dragoste dintre un marinar mai puțin școlit, un marinar care își câștiga existența făcând curse pe mare, care provenea dintr-o familie mai puțin bogată sau chiar săracă, și o fată din societatea înaltă. Și Jack London descrie foarte bine această traiectorie, acest drum parcurs de acest marinar care ajunge un scriitor celebru și înfruntă absolut toate obstacolele pe care viața le scoate în cale. Da? De multe ori, atunci când le vorbesc studenților despre motivații, despre voință, fac referire și la acest roman care m-a captivat atunci în adolescență. Atunci când am citit, nu bănuiam, nu intuiam că cândva, peste ani, o să înțeleg mult mai bine ce înseamnă a lupta pentru tine, ce înseamnă a te crește, ce înseamnă a te dezvolta, ce înseamnă a căuta răspuns la întrebarea cine sunt eu, ce pot eu să fac. Evident că este cartea mea de suflet. Din mai multe considerente, în primul rând pentru faptul că în acest roman oamenii pot regăsi acele, să spunem așa, acele descrieri ale perioadei respective din care face parte și autorul, dar dincolo de asta, căutarea de sine și căutarea unui drum al tău propriu, acceptarea de către ceilalți a oricărui om, este de fapt o poveste de viața oricui dintre noi, în orice societate și în orice perioadă de timp. Eu am avut norocul în această localitate în care m-am născut și despre care am povestit anterior să fie două biblioteci foarte bogate. Era biblioteca din Casa de Cultură, unde era o bibliotecară extraordinară care de multe ori putea să ne ofere niște sugestii de lectură, și era biblioteca școlii, biblioteca școlară, unde la fel activa o doamnă extraordinară. Deci acolo aerul din bibliotecă era altul. Dacă intrai printre rafturile cu cărți, te pierdeai. Era așa o atmosferă de plăcută. Și iată, am avut ocazia să citesc până a plecat la facultate. Aveam lecturi la activ destul de serioase. Desigur că pe Solzhenitsyn și pe Orwell l-am citit mai târziu, dar la momentul acela citeam ceea ce se găsea atunci în bibliotecă, în grafie chirilică. Erau multe cărți din literatura rusă, literatura universală, mai puțin din literatura română. De fapt, ceea ce ține de literatura și istoria României și a românilor am citit ulterior, mai târziu, deja fiind adult, pentru că noi în școală am învățat o altă istorie și o altă literatură.
Dacă tot am vorbit despre cărți, cum putem motiva copiii să citească? Foarte simplu, foarte simplu. Un copil care are în casă o bibliotecă, un copil care vede, este prezent atunci când mama, tata citește, când mama sau tata povestește despre un lucru interesant care să-l captiveze și pe el, deja ai făcut primul pas spre a-l îndemna să citească. În prezent, cartea are șanse să prevaleze asupra gadgeturilor? Eu vreau să cred că nu. Vreau să cred că nu, deși cartea poate fi citită și în format electronic, deci nu e o problemă, nu e o problemă. Important este omul să citească, că în general gadgeturile nu sunt un rău, dar sunt un rău necesar, depinde cum le utilizez. Dacă un copil stă de dimineață până seara conectat în jocuri online, desigur că asta nu se aducă mari beneficii, dar dacă o să citească ceva util, o să învețe o limbă străină, având căștile în urechi, folosește timpul respectiv cu folos, atunci de ce nu? Deci nu cred că vreodată gadgeturile o să ne acapareze în atât de mult, pentru că în felul acesta, dacă noi nu ne-am mai focusat pe lectură ca remediu sau ca mijloc de dezvoltare personală, atunci lucrurile o iau destul de rău în sens invers. Fiind întrebată despre oamenii care vă înconjoară și cine sunt ei, sau mai bine zis, cum îi filtrați pe cei care nu au ce căuta în viața dumneavoastră, ați menționat următoarele. Vă citez. Fiind născută în constelația Taurului și având un temperament sanguinic, stabilesc ușor relații și sunt mereu înconjurată de oameni, dar este adevărat că sunt oarecum selectivă la capitolul oamenii apropiați. Nu o să mă refer la cauzele acestei stări de lucruri, pentru că, fiind psiholog, le înțeleg. Am o anumită proiecție față de ceea ce presupune noțiunea de oameni apropiați. Dacă se produce o anumită vibrație, există valori comune și simt că există o compatibilitate și conexiune, atunci șansele cresc. Îmi plac oamenii. Întrebarea pentru dumneavoastră este: ce calități nu puteți tolera la oamenii care vă înconjoară? Da, deci într-adevăr am afirmat aceste lucruri. Îmi plac oamenii. Nu împart niciodată oamenii după anumite categorii stupide. Deci nu împart. Nu sunt nici atât de drastică în alegerea lor, pentru că dacă eram așa, probabil că nu treceam prin anumite dezamăgiri. Dar în general nu îmi plac oamenii care bârfesc, oamenii care invidiază, și nu-mi plac oamenii care trădează, așa, fără niciun fel de sens, fără niciun fel de... Deci, pentru mine, eu pur și simplu îi accept, nu zic, dar nu îi accept în cercul meu apropiat, pentru că întotdeauna mă întreb ce aș putea eu să vorbesc cu ei. Ce aș putea să vorbesc cu o persoană care bârfește. Da? Eu am avut o experiență total neplăcută, deja adult fiind. Am mers într-o excursie, într-un grup de persoane, am petrecut timpul foarte frumos, la restaurant, deci în locuri, am vizitat diferite locuri pitorești, eram în culmea fericirii, da? Ca să depistez că imediat după ce ne-am îndepărtat de locul acela, cineva a început deja să discute altă persoană. Nu se referea la mine, dar mi-a venit atât de greu această situație. Eu mă gândeam că la ceea că, nu știu, în caz că mai merg undeva în excursie cu aceste persoane, cum filtrez eu ceea ce spun? Cum filtrez eu ceea ce simt? Sau comportamentul meu astfel încât să nu fiu subiect de bârfă? Și în cazurile date mai bine, sau în așa gen de cazuri, mai bine mă retrag. Și întotdeauna comunic mai ușor cu o carte decât cu un om în care nu sunt, de care nu sunt sigură. De care nu sunt sigură. De ce? Deci, dar în general sunt o fire deschisă pentru comunicare, pentru relații, nu sunt atât de restrictivă.
Știu că nu sunteți însă selectiv în cazul persoanelor care apelează după ajutor specializat. Vă citez. Altfel stau lucrurile în cazul clienților. Nu am obișnuința de a-i filtra după criterii stupide. Nu-i judec, dar îi accept și îi respect așa cum sunt ei. În caz contrar, n-ar fi corect nici din punct de vedere etic și nici moral. Urmează întrebarea. Ce trebuie să cunoască oamenii despre vizita la psiholog? Într-adevăr, nu sunt selectiv cu clienții, cu potențialii clienți, pentru că nu am niciun drept să fac lucrul acesta, nici moral, nici etic. Însă, ceea ce ar trebui să știe clienții despre vizita la psiholog este că oricine și oricând poate apela la serviciile unui psiholog atunci când consideră că problema cu care se confruntă, problema existențială care îl predomină, care îl îngrijorează, depășește resursele proprii pentru a o rezolva. Și atunci, evident că apelând la ajutor specializat, s-ar putea ca lucrurile să se rezolve mai repede, la un nivel mai profund și oamenii să simtă acel gust al vieții așa cum ar trebui să fie. Pentru că sunt deseori cazuri în care clienții se adresează cu anumite întrebări așa, existențiale minore, dar sunt cazuri în care vin oameni care au diferite traume, diferite complexe, care nu le permite să trăiască viața din plin și la maxim. Ce ați dori să schimbați în percepția oamenilor despre psihologie? Eu consider că deja percepția oamenilor despre psihologie este destul de avansată. Ceea ce, de exemplu, nu se întâmpla cu 10-20 de ani în urmă. Da? Era un domeniu mai puțin cunoscut. Acum este, aș putea spune, este în vogă, este un domeniu solicitat, sunt specialiști care se formează în diferite abordări ca să răspundă tuturor solicitărilor venite din partea clienților. Este un domeniu care prinde contur și în Republica Moldova, ceea ce chiar era de domeniul fantasticului câțiva ani în urmă. Acum lucrurile s-au schimbat. De ce este nevoie să apelăm la un psiholog? Este nevoie. Este nevoie pentru a te regăsi pe tine, pentru a apela la resursele proprii, pentru că psihologul nu are acea baghetă magică cu care se rezolve așa printr-o singură mișcare toate problemele, dar psihologul îl poate orienta, îl poate ghida pe cel care îl solicită să găsească resursele lui interioare, să găsească răspuns la acele probleme care îl macină. Mulțumim frumos! Un psiholog este o persoană specializată în domeniul psihologiei. Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă a fi un psiholog eficient în viziunea dumneavoastră? Da, deci un psiholog eficient, în primul rând, trebuie să fie un psiholog care are formare în acest domeniu, da? Care are studii în acest domeniu, de dorit studii de licență, studii de masterat și să absolvească anumite școli suplimentare pentru a fi eficient în lucru cu clienții. Plus la toate, pe lângă acest lucru, deci referitor la ceea ce am spus anterior, asta ar însemna că un psiholog bun este cel care studiază pe tot parcursul activității profesionale. Deci nu este suficient să ai doar acea diplomă de licență, este nevoie de formare permanentă. Plus la toate, un psiholog bun consider că este cel care este evaluat în acest mod de către clienții săi. Pentru că acesta e un domeniu care nu presupune doar faptul că ți-ai atras titulatura de psiholog bun, da? Ți-ai pus eticheta de psiholog bun, dar este nevoie ca să fii recunoscut ca atare și de mediul profesional din care faci parte și de către clienți.
Dacă un client consideră că nu i-ai satisfăcut doleanțele, nu ai fost măsura așteptărilor, oricând este nevoie de a merge în profunzime, de a găsi răspuns și în personalitatea ta. Ce n-a mers bine? De ce n-a mers bine? Pentru a schimba ceva, pentru a corespunde tuturor solicitărilor clienților. Mulțumim frumos! Mergem mai departe. Dacă n-ați fi ales psihologia, ce v-ar fi ocupat locul este? Și vă citez. Este greu să mă pronunț cu certitudine, pentru că am avut întotdeauna o deschidere față de tot ceea ce înseamnă nou și interesant. Însă după absolvirea școlii medii eram focusată pe admiterea la facultatea de limbi străine. Mai concret, mă vizualizam în rolul de profesoară de limbă franceză, într-o instituție similară cu cea pe care am absolvit-o. Însă mult mai devreme îmi doream să fiu medic, să tratez oamenii. Povestiți-ne mai mult despre parcursul dumneavoastră profesional și ce v-a determinat totuși să alegeți psihologia. Da, interesant. Știți, ceea ce s-a întâmplat până în acest moment în viața mea și tot parcursul profesional pe care îl am eu, a luat origini din copilărie. Da? Când eram mică, îmi doream să fiu medic. Pentru că observam din ceea ce fac rudele mele, da? Și îmi părea atât de o profesie atât de interesantă, de fabuloasă, pentru că e un lucru minunat să tratezi oameni. Însă, după ce am, în perioada studiilor, în clasa 9-a, 10-a, deci eram o mare admiratoare a profesoarei mele de limbă franceză. Era o doamnă, și este o doamnă interesantă, cunoscătoare a domeniului său și putea cumva să ne intrige pe noi, cei care eram elevii dumneiei, să cunoaștem mai multe din ceea ce înseamnă limba și cultura franceză. Și evident, fiind îndrăgostită de maniera ei de a preda, de stilul ei de comunicare, de felul în care, de viziunea ei asupra vieții, pentru că era o doamnă care le reușea pe toate și viața personală, având 4 copii, deci educa 4 copii împreună cu soțul și tot ceea ce se întâmpla la școală. Și iată, sub impactul acestor impresii, dar și grație faptului că în fiecare an luam câte o diplomă la olimpiadele raionale la limbă franceză, atunci când a venit timpul să aleg un domeniu sau altul unde să fac studiile, m-am gândit că asta ar fi varianta ideală pentru mine. Însă, ca să vezi că astrele nu întotdeauna sunt dispuse așa cum ne dorim noi, când am venit să depun actele la Chișinău, se cerea un certificat suplimentar, ceva la admitere pe care eu nu-l aveam. Și cineva din comisia de admitere zice: a, nu mai este nevoie, deci dați la altă facultate și după primul an de studii vă transferați acolo unde vă doriți voi. Bine, n-a fost așa, pentru că după primul an de studii, decanul de pe atunci a pus o condiție că chiar făcusem și o cerere oficială că mă transfer și dumneavoastră a scris: da, de acord, dacă studiile au loc după masă. Evident că studiile erau toate de dimineață și la facultatea de la care vroiam să plec și la facultatea la care voiam să ajung. Și atunci s-a amânat transferul ăsta al meu, dar privind înapoi, eu mi-am dat seama că lucrurile așa și trebuiau să se întâmple, pentru că nimic din ceea ce am parcurs eu în formarea mea de acum ca psiholog nu era în plus. Totul a avut un rost. Totul a avut un rost. Și bine, fiind în situația respectivă, am absolvit facultatea, dar întotdeauna mi-am dorit să merg la ulterior la psihologie. Înțelegeam că deja era depășit visul de a face studii la limba franceză, așa, la facultatea de limbi străine, să aleg specialitatea în limba franceză și am mers pe varianta admiterii la psihologie.
În momentul în care am aplicat actele la admiterea la psihologie, deja aveam la activ multe lecturi în domeniu și eram pasionat totalmente de ceea ce înseamnă psihologie și psihoterapie. Mulțumim frumos, mergem mai departe. Despre relațiile părinți-copii din societatea noastră, afirmați următoarele. Sistemul de relații părinți-copii este condiționat de mai mulți factori, dar în mod special de climatul intrafamilial, de valorile pe care le respectă o familie concretă, de principiile care stau la baza educației copiilor în cadrul acesteia. Contribuția și grija manifestată de părinți față de copii devine în timp invers proporțională, astfel copilul integrează în sistemul său de valori acele comportamente însușite de la părinți. Desigur că sunt și excepții, dar în mare parte, dacă părinții manifestă dragoste, afecțiune, încredere, copilul va proceda la fel. Întrebarea mea este, ce variabile pot influența negativ educația copilului? Așa este. Deci în familiile în care există toate aceste valori enumerate, lucrurile decurg bine. Există însă și o mulțime de variabile care pot distorsiona relația părinți-copii, care din oficiu trebuie să fie una bună, calitativă. În primul rând, consider că violența aplicată asupra copiilor și violența în general în familie lasă o urmă de neșters, o amprentă de neșters în personalitatea copiilor. Aici este vorba de orice tip de violență, și psihologică, și fizică, și economică, și abuzul prin neglijență, atunci când părinții nu oferă strictul necesar unui copil pentru ca acesta să se dezvolte, armonios. Plus la toate, mai sunt diferite cazuri în care, de exemplu, se produce alienare parentală în cadrul familiei, când un părinte încearcă să dețină control asupra celuilalt prin implicarea copiilor. Și lucrul acesta tot este, nu este benefic pentru dezvoltarea armonioasă. Mulțumesc frumos! Despre calitățile necesare oamenilor care vor să facă lumea mai bună, ați spus așa și vă citesc. Lumea este deja bună. Nu cred că sunt necesare corective majore în creația divină. Omul, marea, muntele, deșertul, totul este perfect. Alta este problema noastră, a majorității dintre noi, că nu trăim în armonie și cu noi înșine, cu ceilalți și cu natura, sabotându-ne inconștient existența. Urmează și întrebarea. Care sunt regulile care ne-ar ajuta în acest sens să ne îmbogățim viața, existența? Deci este clar, este de la sine înțeles că un om care nu se află în armonie cu sine, nu se află în armonie nici cu ceilalți și nici cu natura. Pentru asta cred că fiecare dintre noi ar trebui să mediteze asupra propriei existențe, da? Cine sunt eu? Ce valori mă caracterizează? Care sunt necesitățile mele? Care este motivația mea pentru a face ceva, pentru a mă desăvârși pe mine ca persoană? Doar în cazul în care un om este autosuficient, el va fi la fel și în relații cu ceilalți, da? Nu va încerca să submineze autoritatea altui om, nu va bârfi ceea ce am vorbit anterior, nu va invidia, va fi un om care va încerca să aibă relații echilibrate cu toată lumea, în care nu va avea neapărat intenția de a deține control. Da? Deci oamenii autosuficienți sunt și oamenii care lucrează asupra dezvoltării morale, spirituale, se focusează pe sine, într-un cuvânt. Întotdeauna vor fi în armonie și cu alți oameni. Mulțumim frumos! Mergem mai departe. Fiind întrebată în ce constă puterea dumneavoastră ca femeie, dumneavoastră ați răspuns așa. Vă citez. Am avut întotdeauna curajul de a fi eu însă, chiar și atunci când această calitate n-a fost în favoarea mea. Odată cu trecerea timpului, am înțeles că libertatea de a fi tu însăți chiar nu este prin definiție absolută.
este prea puțin tolerată și apreciată. Zinaida Grebincea se consideră o femeie puternică și urmează întrebarea: dacă este să mergem spre extreme, femei puternice versus femei slabe, care sunt lucrurile care le diferențiază? Eu tind să cred că femeile toate sunt puternice. O femeie este puternică în momentul în care ea dă naștere unui prunc. O femeie este puternică atunci când, indiferent ce se întâmplă, ea trece peste orice obstacol. Eu n-aș vrea să mă refer acum care ar fi profilul unei femei slabe, pentru că consider că orice femeie, dacă depune efort, orice femeie, dacă are un scop în sine, sau orice femeie care trebuie să țină piept tuturor intemperiilor vieții, pentru că deseori femeia se pomenește în situații, de exemplu, când își educă singură copii sau nu are resurse de existență. Și eu am o mare admirație pentru acele femei care găsesc întotdeauna soluții, care caută acele soluții, care nu se lasă dobărâte de situație. În ceea ce le privește pe cele slabe, cred că n-aș împărți, iată, dacă ar fi să dau un răspuns, n-aș împărți femeile în femei puternice și slabe, da? Aș vorbi doar despre faptul că orice om, indiferent că este femeie sau bărbat, poate fi puternic și orice om sau în orice situație poate fi și slab. Deci noi, viața noastră este atât de tumultoasă și atât de colorată că noi nu putem fi permanent slabi sau permanent puternici. Depinde de situații, depinde de problemele cu care ne confruntăm și aici cred că nu există un răspuns echivoc. Eu cred că orice om poate fi și slab și puternic. Psihologii au capacitatea de a preveni un eșec personal? Și da și nu. Și da și nu. Eșecurile, de exemplu, care s-au întâmplat în viața mea, că au fost, pentru că nu sunt un om care are deține putere absolută, da? Toate au avut rostul lor. Și dacă într-un anumit moment le consideram eșecuri, ulterior mi-am dat seama că exact ceea ce s-a întâmplat, așa trebuia să se întâmple. Așa, deci era un eșec, era ca o stație terminus și în același timp un punct zero de la care porneam pe altă cale. Deci eu sunt foarte bine la capitolul acceptarea eșecurilor, chiar sunt campion. Deci mie îmi pare că orice eșec este binevenit și vine exact la timpul potrivit pentru a ne trezi, pentru a ne face atenți la noi. Care a fost cel mai dureros eșec și cum ați trecut peste el? Ce ați învățat? Deci, o să vă răspund așa, că cel mai mare eșec l-am suportat adult fiind, când în momentul în care am avut prea mare încredere într-o anumită persoană care, de fapt, avea toate semnalmentele unui om care poate să-ți aducă un prejudiciu. Dar psihologii toți sunt oameni și uneori ne ghidăm și noi de emoții și nu de rațiuni, nu de intuiție și asta a fost. Adevărat. Mergem mai departe, mulțumim. La întrebarea care sunt cele mai mari șanse pe care le-ați primit în viață, vă citez, viața este o șansă pe care mulți nu o au și tot ea, viața, generează mereu șanse care se numesc azi, mâine. De fapt, orice zi de mâine se află la latitudinea Universului. Însă modul în care ne raportăm la aceste șanse ține de responsabilitatea noastră. Fiecare om le valorifică diferit. Eu am ales să nu fac risipă de zile, de provocări și oportunități și de posibilitatea de a-mi testa permanent propriile limite. Urmează și întrebarea. Ce considerați că este extraordinar în viața dumneavoastră? Totul. Totul este extraordinar în viața mea. Absolut, sunt recunoscătoare pentru
absolut pentru orice zi pe care am trăit-o, mai bună sau mai puțin bună. Sunt recunoscătoare și destul de mulțumită de evoluția mea. Atunci când nu sunt mulțumită, imediat caut alte oportunități pentru a crește. Extraordinar a fost faptul că m-am născut în familia în care m-am născut, că am frați, surori, că am rude. Extraordinar este faptul că am devenit mamă, că nu este puțin important acest lucru, este mult. Deci trebuie să fii un om foarte, eu știu, apreciat de Dumnezeu ca să fii mamă. Extraordinar este faptul că mă simt împlinită și în plan profesional și lucrul acesta este pentru mine foarte important. Extraordinar este faptul că există acel azi și mâine despre care ați vorbit anterior și că în orice zi, atâta timp cât sunt sănătoasă, atâta timp cât văd, aud, pot merge, lucrurile sunt bune. Restul vin și pleacă. Noi vă mulțumim extrem de mult și vreau să vă zic că dacă cumva vreți să ne mai spuneți câte ceva din viața dumneavoastră personală și eu nu v-am întrebat, vă rog frumos să povestiți. Nu, eu consider că tot ceea ce m-ai întrebat și felul în care m-ai abordat a fost destul de bine. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea în această seară, ați fost extraordinară. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitație. Aceasta a fost ediția de astăzi, Întrebări și Răspunsuri. Ne vedem săptămâna viitoare cu noi invitați și cu noi întrebări. La revedere!